Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vreau să vă prezint rețeta de la Colivă, cum o fac eu. În fiecare vineri, în jur de ora 12 și 20, 12:30, voi intra în direct și voi fi împreună cu voi cu o nouă rețetă și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și mi-am pregătit, ia uitați, un grăul fiert. Îl am aici, l-am acoperit cu folie. Așa. Eu am să pun în loc de zahăr, am să pun puțin miere. Și miere am să o pun după gust, am să gust. Și am pus aici cam 300 de grame de grâu, cu aproape un kilogram de apă. Și am lăsat la fiert până a înflorit și a scăzut bine, 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 cu puțină sare. Punem în vas, acoperim și lăsăm la rece și lăsăm până a doua zi. Apoi am măcinat 100 de grame de nuci. Aici miere de albine sau zahăr, eu pun după gust, cât de dulce dorim. Așa. Aici eu am pastă de mandarine pe care o fac eu în casă și o țin la congelator și o scot. Sau puteți pune conjă de lămâie sau de portocală, ce doriți să puneți. Așa, esență de rom, că trebuie să fie aromat. Aici mai am ciocolată, sau puteți folosi și cacao, ciocolată amăruie. Biscuiți măcinați. Aici am 50 de grame de ciocolată, 100 de nuci și biscuiți 100 de grame. Aici am câteva de mirtili roșii, sau puteți pune și stafide dacă doriți. Și ciocolata o am așa și am măcinat-o bine, 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 bine. Acum. Am să iau o lingură. Aici am grâu și am să pun din miere. Am să pun așa o lingură. Două lingure am să pun, cât am aici de miere. Puteți pune și zahăr dacă doriți. Așa, o să punem, eu am să pun pasta de mandarine. Ia uitați cum o țin, vedeți? O țin la congelator și este foarte, foarte bună. Este cu zahăr făcută. Am să pun aici două, cam două lingurițe. Așa, fiecare pune după gust. Așa. Am să pun și romul. Nuca. Și am să amestec încet, încet, așa, pe toate. Bună ziua, bună ziua! La cine a venit acum? Bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Așa. Să amestecăm așa bine, bine totul. Gustăm să vedem dacă este bun de aromat, de dulce. Așa. Așa, am să pun și câteva, puteți pune și stafide. Eu aici am mirtili roșii. Nu le hidratez pentru că se hidratează în interior. Așa. Și amestecăm. Așa.
amestecăm așa bine. Să văd. Așa, am revenit și amestecăm. La cuptor avem brioșele. Așa, le mai lăsăm puțin. Și între timp noi facem aici. Gustăm să vedem dacă este aromat. Mai putem pune puțin rom. Așa, și mai punem puțin rom. Hai să vedem. Și amestecăm bine totul. Apoi vom pune totul pe o farfurie. Așa. Așa, gustăm. Gustăm să vedem dacă este bun, dacă este aromat. Foarte bun. Cum am spus, eu am preferat să pun zahăr în interior. Nu am pus, am preferat să pun miere, mă scuzați. Și dacă doriți, puneți zahăr. Așa. Este gata. Acum voi pune pe o farfuriuță. Așa, aici. Mai pune compoziția. Toată. Așa, și acum cu o palețivă întindem așa și apăsăm.
Hai să mă uit și la brioșe să vedem cum arată. Imediat sunt gata și brioșele. Mai apăsăm așa puțin. Așa. Am să intru în fiecare vineri în direct, în jur de 12:20, 12:30. Și o să facem câte o rețetă, două. Îmi puteți lăsa mesaj și în comentarii cam ce ați dori să facem împreună. Și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, găsiți peste 600 de rețete. Și dulci și sărate. Găsiți și creme și mai găsiți și tratament pentru păr, săpun de casă făcut la rece. Așa, și uleiuri, tratament pentru păr, pentru unghii. Așa. Am să las așa. Ia uitați. Așa. Acum am să pun puțin din biscuiți peste. Așa. Așa. Aici este aproape gata. Încet, încet trebuie să avem răbdare ca să ne iasă bine totul. Așa. Curăbdare, curăbdare. Sper că a ieșit rotundă. Așa. Mai ridicăm așa pe laturi din... Biscuiții sunt de post. Totul de post astăzi, în afară de brioșe. În afară de brioșe. Așa.
Și acum o să împăturim în patru. Am să tai cu foarfecul, nu așa, aici. Așa. Și acum să tăiem. Și să tăiem acum. Așa. Ia să vedem cum iese mai întâi. Așa. Așa, am tăiat așa aici. Așa, și am să o aplic așa peste. Și o să punem din ciocolata noastră, încet, încet, cu răbdare. Așa, am să iau o linguriță. Și o să punem, hai să vedem brioșele, cred că sunt gata. Da. Așa, și luăm din ciocolata noastră și punem așa peste. Așa. Încet și cu răbdare. Vă este mai ușor, puneți cacao. Să vedem cum iese. Așa. Eu am vrut să pun ciocolată. Ia să punem și praf ușor, care este mai... Așa. Și apoi scoatem cu mare grijă.
să vedem ce a ieșit. Încerc să iau așa încet, sper să nu fac pozne. Ops. Cam așa a ieșit. Așa. Și aici putem pune așa câte o stafidă sau sau puteți pune, cum am eu aici, mirtilii roșii. Așa. Ce spuneți? Cum a ieșit coliva noastră? Ia uitați ce frumoasă este. Sper să încercați rețeta și să-mi spuneți dacă, dacă vă place. Pe YouTube în direct. Și apoi am să public pe pagina mea de Facebook. Am făcut și o colivă mică, 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 mică. Ia uitați. Eu vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate și rețeta de, de colivă. Am făcut-o împreună cu voi. Și să-mi lăsați mesaj dacă o încercați. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Foarte, foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, o zi frumoasă! La revedere!